Doamna vine mai târziu în acest an, septembrie și octombrie sunt luni numai bune de concedii, spun meteorologii, care au dat prognoza pentru următoarele 3 luni. Așadar, aviz amatorilor de vacanțe la preț redus. Ultima lună a verii va fi una în care termometrele vor indica din nou 35 de grade în multe dintre regiunile țării. Pentru Oltenia, Muntenia, Moldova și chiar Banat, amiezele vor fi unele extrem de calde, cu valori ce vor trece de 30 de grade. Din când în când, atmosfera va fi răcorită și de câteva ploi scurte și nervoase. În restul țării sunt așteptate mai multe ploi, iar acest lucru va însemna că la amiază atmosfera va fi respirabilă. Vara va continua și în luna septembrie, mai ales în sudul și estul țării, așa că până spre jumătatea lunii se poate merge la mare. Nu va fi foarte cald, căci ploile nu vor lipsi, în special în centrul, nordul și vestul țării. Vestea bună este că nu sunt așteptate ninsori, așa cum a fost cazul anul trecut pe 1 septembrie. Deci nu trebuie încă să vă gândiți la factura de încălzire. Toamna întârzie până în luna octombrie, pentru că nu sunt așteptate prea multe ploi, iar peste zi va fi cald, mai ales în Muntenia și Banat, pare o lună perfectă pentru un nou concediu. Meteorologii ne spun că cea mai neprietenoasă vreme ar putea fi în centru și nord.